Hai că au scurtat ăștia metroul din drumul Taberei. Superb! Au stat și s-au gândit: frate, nu mai avem bani, ce ne facem? Păi îl facem și noi mai mic așa, mai tăiem din stații. Dacă mă întrebați pe mine, nici nu cred că e nevoie de tren, doar de tunel. Intră oamenii în tunel și ies pe unde au nevoie. Așa stai după metrou, e aglomerație, înghesuială, nu e ok. Prin tunel, pe jos, traseu 11, tată. Păi da. Atenție, ușile nu se vor deschide și în zona Pantelimon. Magistrala 5 a metroului bucureștean, aflată în construcție pe tronsonul râu Doamnei Eroilor, se va opri la Piața Iancului și nu în zona Pantelimon, așa cum prevedea proiectul inițial, potrivit news.ro. Motivul? A fost refăcută linia de tramvai care leagă Piața Iancului de Pantelimon, iar primăria nu mai are interes, a spus secretarul de stat în Ministerul Fondurilor Europene, Emanuel Dascăl. Eu vă spun, o stație, maximum două, dar nu, două sunt prea multe, domne. O stație, intri și ai și ieșit. Ieși în partea ailaltă, treci prin tren, știi? E de ajuns. Și ar trebui lăsate în tunel Lopez, Târnăcoape. Da, pe bune. Și oamenii, dacă vor, mai sapă și ei. Vrei să o iei în altă direcție? Pui mâna pe Târnăcop, îți faci un drum. Sau, nu știu, cât aștepți metrou? Nu te doare mâna să dai și tu puțin la cazma? Faci și mișcare, e vorba de sănătate până la urmă, nu? Hi.